Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Doamne, tot respectul pentru artiștii care cântă la fel de bine, de serios, de cu patimă și seriozitate, indiferent dacă sunt în fața 1000, 100 de mii sau niciunui spectator. Sincer, nu știu cum fac, dar mai sunt cazuri de acest gen când, na, îi vezi, mai cântă pe la terasă, pe la un șe, cântă de plăcerea lor. Dar, la Calafat, un caz cu totul special. Pentru că doamna respectivă, acolo, la Târgu de Crăciun din oraș, pe seara are loc un concert fără niciun spectator, dar literalmente nimeni în piața unde este târgul. Sunt căsuțe, nu știu ce, nu e nimeni, nimeni. E piața goală, goluță, goluță. Cum a făcut târg la Calafat și n-a mers nimeni? Nu știu. Era și ploaie, era vreme nasoală, nimeni. E filmare care circulă și programul a mers însă înainte. Cum altfel? Din moment ce erau tocmiți artiștii, artiștii s-au urcat pe scenă și au făcut ce trebuiau să facă. Mai întâi, la ora 18, ansamblul de dansuri populare Rozele Calafatului, care au interpretat piese. Piese și dansuri ca niște roze. Tradiționale. Apoi, da, trupa etnic. Și la final, citez această fată, după cum i-a spus primarul din Calafat, Dorel Mitulețu. Eu vreau să știu cine este domnișoara sau doamna respectivă. Nu i-a dat numele și n-a reușit să găsesc cine este, citez această fată, cum i-a spus domnul primar, care, neintimidată de absența completă a spectatorilor, a animat vidul. A cerut nimănui să ridice mânuțele sus. Știți cum fac? Toată lumea, mânuțele sus și voi acolo în spate. Știți cum se face? Și a felicitat pe nimeni pentru cât de bine le-au ieșit mișcările. Pentru că noi mergem la concerte și când vedem artiștii care spun și acum toată lumea mâinile sus și tu în public ridici mânuțele și artistul zice foarte bine, bravo, și acum de la stânga la dreapta și toți de la stânga la dreapta și se bucură extraordinar. Aprindeți lanternele de la telefon. Dar de fapt, aparent artistul nici măcar nu vede ce este în față pentru că așa a făcut fata asta, adresându-se nimănui. Momentul a fost filmat de la ceva distanță de un trecător amuzat de caragioslâcul situației și fiți atenți. Deci, încă o dată, fata aceasta, cine o fi, nu știm, dar vrem să aflăm, să o felicităm, se adresează nimănui. Băi, în primul rând... Foarte bine Calafat, brațele sus, foarte bine acolo, nu, zice. Unde nu, așa? Sus, 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 vreau să vedeți că e pregătită și e pe, pe beat. Da, băi, așa se face. Iată. Da. Sare publicul acum. Și încă o dată. Deci ea e foarte pregătită din punctul ăsta de vedere. Filmarea aia nu se duce stânga-dreapta. Mie că acolo... erau ceva precipitații și poate erau ascunși prin căsuțele alea spectatorii, mă gândesc. Măi, m-am documentat. Te-ai documentat? Aparent, nu. Cântecele și îndemnurile au atras oarecum niște trecători pe partea cealaltă. Vezi? Deci fata și-a făcut treaba. Da. Cumva. Poate erau pe partea cealaltă a drumului. Da, uite, bravo. N-avem de unde știi poate lucrul erau ăsta. La apartamente. Pe de altă poate parte. Erau la balcoane. Pe de altă parte. Ea, da, dacă a fost angajată să facă lucrul ăsta, a făcut, da, foarte bine ce a făcut. Și a făcut show-ul și l-a dus până la capăt. Nu, eu n-am o problemă că ea cântă. Știu că n-ai o problemă, adică nu, doar subliniez lucrul ăsta. Nu, că ea cântă, că e plătită să cânte, e super ok. Ce mă intrigă este faptul că ea interacționează cu oamenii care nu sunt acolo. Adică ea zice... haide Calafat, toate mâinile sus, dar în fața ei nu e nimeni. Și după ce spune către nimeni toate mâinile sus, îi și felicită, zice foarte bine. Păi poate la ce se uită? Poate cel care a filmat a ridicat și filmat cu o mână și a ridicat-o pe cealaltă, mă gândesc. Ok, așa o fi. Încă o dată, tot respect. Băi, cred că trebuie să ai, cum să spun, băi, să ai un psihic de oțel, de fier. Să fii profesionist ca să fii pe scenă, să nu fie nimeni. Și să spui toate mâinile sus, bravo, foarte bine faceți. Unde? Să știi că toți artiștii ăștia mari pe care vedem cu public sute, mii sau poate zeci de mii la un spectacol au trecut prin chestia asta. Dacă îi întrebi pe fiecare, o să-ți recunoască faptul că au mers și erau să te duci într-un club, da? Și să fie 20 de oameni, e extrem de puțin. De acord cu mine? Da. Extrem de puțin. E ca și cum stau unii la bar și atât, nimic mai mult. Mă rog, sunt concerte dar de blues. Dar au cântat fiecare dintre ei, da,
în situații de genul ăsta. Și nu numai, mai sunt și DJ de radio. Mai ții minte pe DJ-ul tot favorit de radio, americanul Elvis Duran? Da. Pe care eu credeam că îl cheamă Elvis Duran. Elvis Duran. Și da, pe care l-am văzut la un moment dat povestind. Este un DJ de radio faimos în New York. E cel mai, practic, realizează cel mai ascultat matinal radio din Statele Unite. Super audiență. Bun. Da. La începutul carierei lui a povestit cum avea emisiune la nu știu ce stație, o stație locală de undeva din Midwest-ul american. Și nu l-a ascultat nimeni. Și nu l-a ascultat nimeni și la un moment dat, într-o zi exasperat, a zis că $200 de la el din buzunar, de $200 celui de-al treilea care sună în direct la radio în momentul ăsta. Și zice, n-a sunat nici mama. Da, n-a sunat nici măcar cineva. Asta este, a fost profesionist. Bravo fetei din Calafat care s-a comportat cum s-a comportat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.